piscurile înzăpezite ale alpilor, dealurile împădurite, castele smulse parcă din basme, catedrale renașentiste, lacuri albastre și strălucitoare și stațiuni luxoase și rafinate, este ușor de înțeles de ce Elveția a fost în ultimele decenii una dintre cele mai populare destinații turistice ale lumii. Micuțul stat federal din Europa Centrală, învecinat cu Germania, Franța, Italia, Austria și Liechtenstein, este așezat pe cursurile superioare ale fluviilor Ron și Rin. Relieful este predominant muntos, Elveția fiind țara cu cea mai ridicată altitudine medie din Europa, putând fi considerată de altfel și castelul de ape al bătrânului continent, întrucât este străbătută de o rețea bogată de râuri și găzduiește peste 1000 de lacuri naturale. În ciuda faptului că nu este o țară mare sau cu populație densă, Elveția este foarte bogată. Și aceasta din toate punctele de vedere, căci teritoriul ei se împarte în 26 de cantoane, iar locuitorii săi vorbesc 4 limbi oficiale, având o libertate religioasă de invidiat. Gurile rele spun despre Elveția că ar fi monotonă în perfecțiunea sa, însă există merite care nu-i pot fi negate. Deși a refuzat cu aroganță să se integreze în sistemul economic european, țara cantoanelor oferă cele mai sigure servicii financiare din lume, băncile ei depozitând averile președinților, mafioților și vedetelor de cinema deopotrivă. Și nimeni nu contestă calitatea ceasurilor produse aici, devenită proverbială pe întreg mapamondul. Se spune că Elveția este eclipsată de vecinii săi în materie de gastronomie, însă locuitorii cantoanelor au avut înțelepciunea să împrumute cunoștințe prețioase în domeniu de la prietenilor francezi, germani și italieni, adaptându-le la propria lor bucătărie. Cât despre faimoasa ciocolată, un lucru este cert, nu elvețienii au creat-o, dar ei au dus-o la perfecțiune. De la deschiderea primei fabrici de profil în 1819, i-au îmbunătățit continuu rețeta acesteia. Astfel, în 1875, au creat ciocolata cu lapte, iar în timp, producerea acestui desert a devenit o pasiune și o mândrie națională. Ciocolata ideală, spun ei, trebuie să aibă un aspect perfect neted, să nu facă firmituri la rupere și să aibă un miros aromat, diferit de cel al simplei pudre de cacao. Momentul adevărului se produce însă la degustare, când ciocolata adevărată trebuie să se topească pe limbă precum untul, fără să lase reziduri în gură sau să se lipească de palat. Elveția este sinonimă cu aerul curat al munților, zăpada imaculată și lacurile de cristal. Nicăieri nu se schiază mai bine în Europa, ci tot în țara cantoanelor se spune că Alpii ating apogeul frumuseții. În plus, contrastul dintre sofisticatele aglomerări urbane și atmosfera rustică a satelor de munte este incredibil.